O doină plânge sus pe culme, din fluier unde limpezi cad, și legănate lin s-afundă în pacea codrilor de brad. Cântare, meșteră cântare, te stinge acum încet încet, și adorm pierdută în tremurarea oftării blânde din brădet. Mi-ai picurat un strop în suflet din taina vremii de demult, și plânsul veacurilor duse mă înfioară când te ascult. Cum te-ai topit acum în noapte, eu stau cu inima la sfat. În care brad? De care creangă prânsoarea ta s-a aninat? Și cât vei mai trăi acolo tu, soră pururea cu noi? Când va fi mort de mult ciobanul și moartă turma lui de oi? Târziu, odată, cine știe, trecând pe aici un călător, te va culege dintr-o floare de după o aripă de nor. Te-a coborât în largul văii, și-o lume te va asculta, și-o lume întreagă va începe să plângă cu durerea ta. În primul rând, bine te-am găsit, Ionuț. Bine ați venit. Ne pare bine să te cunoaștem. Spune-mi puțin, te rog, despre ce veți face voi în zilele următoare. Care este planul vostru? Ne vom pregăti să coborăm o parte din oi. O să, cum să spune, răvășitul oilor. Da? Și o să ne pregătim pentru drum. Pregătiți bagajul, cum ar fi? Da, pregătim loc. Bagajul, punem... pentru merinde, pentru drum, ne pregătim ca să putem ajunge bine. Și să coborâți în siguranță cu animalele. Siguranță, să nu avem probleme pe drum. Da, din câte am înțeles, aveți de coborât, prima oară o să coborâți animalele din sat, ale oamenilor, vacile, oile. Da, o să coborăm o parte ale oamenilor. Urmă o să coborăm o parte, ce rămâne ale noastre, o să le coborăm și pe acelea, dar mai durează un pic, adică o să mai stăm o vreme aici. Le mai țineți o vreme, nu? O vreme pentru că nu e situație în sat ca să le putem ține în sat. Eu sunt tânăr care iubesc animalele, iubesc viața, natura și iubesc pe Dumnezeu care ne-a dat creația aceasta să mergem mai departe. Chiar dacă se întâmplă să mai avem necazuri, se întâmplă să ai
supărări sau cine știe ce găsești în viață. Dar vrem să mergem mai departe, chiar dacă ne-au prins așa lucrurile astea și vremurile astea în greu, că nu mai sunt oameni, nu avem forță de muncă și ne vedem atât de slabi, atât de, cum să zic, nu poți să ții mai multe animale, cum să spun, 2000, 3000 sau așa, poate mai puțin de un număr. Noi avem, de multe ori am strâns până 600, de multe ori am strâns mai puține din cauza forții de muncă și nu suntem pregătiți, adică să putem face față. Chiar dacă este dorință să le dezvoltăm, de multe ori sunt aceste piedici. La ce oră plecați cu ele spre Pășunat? De dimineața la ora 8 maximă, de 7:30, 8, dar de multe ori cam 8 până ne facem gata. Și adică toată vara și în timpul toamnei, cum e acum, dar de multe ori ne străduim să ieșim în jur de 7:30 să le scoatem. Numai dacă nu este brumă, să nu le pornim pe brumă. În rest... Și la cât vă întoarceți cu ele? Cum e mulsul, de timpul verii de a le mulgem, venim cu ele la 6 și la... După muls, o oră și ceva, de multe ori cam o oră, aproape o oră, 45 de minute, la o oră bate. După timpul ăsta le dăm drumul, le încinăm, cum se spune la noi, se încinează oile seara, adică până se întunică, adică nu o să stăm cu ele și noapte. Ne băgăm la obor, venim, mâncăm și ne băgăm la somn. Dimineața la 5:30. Trezire. Trezirea pentru mulți, când e în timpul verii. Cum e acum, te culci, cum e timpul toamnei, nu mai sunt mulțori. Seara, oricum, acum dacă s-a dat ora, 5:30, 6 le-ai băgat și pe urmă îți faci treburile, mâncare, rămâne decât un cioban toamna aici. Își face treburile, mâncare, mămăliși la câini, ce este de făcut în jurul stânii. Crapă, lemne, ca să aibă pentru zilele următoare. Își aduce practic lemne dacă nu are, deci o viață... Practic tot treabă face, nu tot, stă. Tot, adică nu stai. Dar n-ai timp de stat. E un timp lejer, adică face, mai ales acum, mi se pare mie acum, la începători care lucrează în domeniul ăsta, mi se pare greu, mi se pare la început, dar până când îți dai drumul la lucru și... Cât să n-ai tu, Ionuț, ia spune. Am o vârstă de... În ianuarie fac 23 de ani. Mulți înainte. Și... Sunt sănătos. Nu m-am cotru apă dinăuntru, că de multe ori... De multe ori nu e bine să te controlezi. Pe urmă intri în panică sau... E bine să-ți faci și analize, e bine să fii la curent cu asta, dar... Dar n-ai avut probleme până acum de sănătate sau ceva? Normal. Ai fost normal. Normal, adică că te mai doare o măsea, că te doare un picior, că te doare oboseală, adică... Astea sunt normale. Da, și mâncarea sănătoasă, aer curat. Totul ce este natural, adică nu... Da, am văzut că nu prea mâncați prostii, adică nu... Nu. Ce creșteți voi? Ce aveți voi? Ceea ce... Cât putem să ne ferim de magazine, de supermarket... Na, mai poftește când îl vezi în asta, când te duci pe la Lidl, pe la astea, pe la supermarket, dar...
Îți iei inima în din și te uiți ce ai pe masă, ce ai acasă. Ăla e cel mai bun, de fapt. Da. Nu mănânci ceea ce produci tu. Da, uite, este un lucru ceva tragic în zilele noastre, pentru că uiteți de unde apar boli, de unde apar multe probleme de sănătate. Da, asta așa este, e adevărat. Deci, practic, voi mâncați ce aveți, ce ceea faceți ce, voi, ce creșteți voi animale, grădină. Ce produce, tot, grădină. Am văzut că ați avut grădină și aici, la stână. Da. Ați făcut ceva. Am făcut ceva cartofi, anul ăsta a fost mai slab, dar îi mulțumim Dumnezeu. E atâta cât e. Omul să mulțumească cât îi dă Dumnezeu. Acum, nu poți să spui că... acum să fii egoist, că... eu făceam. Da, am făcut anii trecuți peste 100 de sași de cartofi, deci... acolo în grădină. Adică am numărat 80 și a fost, am mai scos peste, adică a fost timpul și cartofi mare, adică cartofi sănătoși. N-am, nu cu stropit, nu cu îngrășământ natural. Am băgat gunoi și de la animale, de la vacă, de oaie, de ce au fost amestecat, dar de multe ori băgăm animale și gunoiesc cu animale, cu oile mai mult, adică vacile n-am băgat. Și doar gunoi de oaie și au ieșit atâți cartofi, atâți saci de cartofi. Și pe lângă cartofi mai puneți ceva mai, nu știu, roșii? Punem brazi de ceapă, usturoi, verdețuri, salată, am pus și roșii cu câteva fire, trebuie solar. Solar am propus că o să facem, dar... Din cauza temperaturii, bănuiesc, nu? Da, din cauza temperaturii, de la ploi, de la piatră, cum au fost în vara asta piatră și au bătut piatra și le-au stricat. Dar totul ceea ce e bio, adică fără stropel, fără prașilă manuală, nu... fără niciun totul din natural 100%. Nu pot să am văzut în alte părți spuneau că puneau paie cu îngrășăminte, cu făceau multe lucruri, formă la prașile stropeau, nu e ceva bun, nu e ceva. Voi, practic, v-ați obișnuit, v-ați învățat cu mâncarea asta sănătoasă. De mici am învățat să fim muncitori și să trăim bio, adică părinții ne-au crescut într-un mediu natural și mergeam la școală, ne-au cam minte, mergeam la școală și vedeam copiii când erau cu chipsuri, cu astea, pofteam ca copil, dar părinții încerca să ne spună, uite, mai bine îți dau eu un... două sandvișuri sau trei, în loc să-ți iei tu, eu îți dau bani, că era indiferent, îți dau da, bani. Da, și îți luai tu ce vrei. Îți luai și îți făceai pofta, dar nu-ți ținea de foame sau nu te încălzea lucrul ăla. Că vedeai că altul se ducea și cumpăra, pofteai, era asta e pofta de copil, dar am privit așa și acum, atunci le-am dat dreptate crescând. Și văzând lucrurile cum stau și în zilele noastre. Acum cheltuie părinții mulți bani pe alimente, la școală. Și practic nu sunt alimente, nu sunt purcării. Sunt foarte otrăvicioase, adică cei care poate să fie răutăcios să spune că bă, nu e adevărat, dar ceea ce bagă în ele, ceea ce vedem din ce în ce exagerează. Unele lucruri, adică nu mai e cartof bio, nu mai e carne sau eu știu ce mai cumpără sau ce mai pâine sau și pâinea care o cumpărăm de la magazin am ajuns să ne o facem în case pentru că vedem în ce situație am ajuns. Practic nici pâine nu mai e pâine. Nu mai e pâine, nu mai e. Vedem că am înlocuit făina. Pun praful, un praf alb și înlocuiește făina. Adică greu deja rămân oameni cu hectare întregi de greu pe asta cum mai se... Da, nu-l vând sau îl vând la export, iar
numai că îl vândă la animale, să-l dăm la animale, dar în cum e în partea noastră aici, numai la porc sau la păsări poate, dar numai așa, prea puțin greu să consumă la animale, adică oaie, vacă, greu e mai toxic, mai... Adică mai greu, mai greu pentru animale. Mai greu de digerat pentru animale, adică să umflă, să... Astea sunt lucrurile care le vedem în zilele noastre. Te rog, cum ți se pare ție viața la stână? Cum e viața asta de cioban?
văzut la bunici, poate sunt oameni care au văzut la bunici. Sau poate sunt unii care nici nu au văzut. Nici nu au văzut și sunt interesați. Să vadă exact ce se întâmplă la ostână. Da. Adică dacă sunt persoane dornice de așa ceva. Da, să trăiască într-un domeniu în care e totul natural și... Inclusiv mâncarea pe care am văzut da, și da. Eu. Că tot ceea ce produce, mâncat ceea sănătos. Ce putem să... să oferim, ne veți găsi aici. Bun, hai să mergem după ei, că văd că s-au dus, au plecat de lângă noi și pe urmă să mergem la stână, să facem ceva da, să mâncăm. Să mergem la stână, o să băgăm oile, ne astrucăm cu treburile și... Stăm la povești, o să practic. Stăm la povești, oferim să vedeți cum se pregătește mâncarea. Ceea ce mâncăm, chiar dacă am spus prin ceea ce vorbim, este în realitate cu ceea ce vom face. Bun. Veniți ne... și haideți să mergem să și practicăm, nu doar să și vorbim. Deci să facem și treabă, cum s-ar spune. De toate să punem practică, chiar dacă și vorbim în același timp. Foarte puțin și care te caracterizează într-un fel. Ce înseamnă iubirea de bunici, de părinți, ce înseamnă să îți dea tot ce e mai bun pentru nepoții sau copiilor.
V-ați învățat voi. V-ați învățat cu ușor. Da, ne-am învățat foarte ceva, uite, tehnologie, una alta, asta. Și uite unde v-a dus tata, zice. Ce să faci, într-adevăr. Ei au altă mentalitate, noi. Mi se pare, bă, moșii, bătrânii noștri sau străbunicii noștri. Păi au trăit, mi se pare așa, wow, adică mi se pare ceva greu, ceva greu mi se pare nouă tinerilor, da? Trecând și noi pe aici și tot nu le-am dat crezare de multe ori am dat crezare, dar de multe ori nu le dăm. Pentru că ei au trăit vremuri grele, aici s-au trăit, aici au trăit, aici munceau. Casa era, ei era musafiri acasă, nu erau, veneau aici, stă o perioadă cum facem noi, ne ducem acasă iarna și stă acolo. Noi acum mai bine ne muncim un pic toamna, ducem nutrețul care îl facem aici, îl ducem acasă, scăpăm de chin, să scăpăm de muncă, să scăpăm de frig. E, într-adevăr, mai frig aici iarna, adică condiții sunt mai aspre pentru animale sau duc și aici pentru animale, dar trebuie să ai condiții, adică să ai van izolat, să ai... Domnul Bungheză, ce v-a atras pe dumneavoastră să deveniți baci? De unde și până unde, unde deducirea asta? Asta am moștenit de la părinții mei și na, la o etate trebuia să o facem și pe asta, că n-avea cine. De fapt ați preluat această ocupație, ați preluat-o de la părinți. Da. Care părinții la rândul lor au preluat-o de la bunici. De la bunicii dumneavoastră, străbunici. Da. Deci în familie, e o afacere în familie, pe care ați moștenit-o. Da, 100%. Care sunt cele mai mari provocări pe care le întâmpinați în viața de zi cu zi, la stână? Ce probleme aveți dumneavoastră? Cu ce probleme vă confruntați zilnic? Dom'le, cele mai mari provocări este lipsa de oameni. Și al doilea e minioile sălbateci, urs, lup, care vă provoacă probleme. Păi da, dacă nu ești atent, ai scăpat în ele, s-a învățat, apoi nu mai scap de el. Se învață să vină la voi, la animal. Zi de zi, până când te termine, dacă nu ești mai atent sau mai vigilent, cum să spun. Și cum le păziți? Cum aveți grijă de ele? Că am văzut că sunt afară înțărcuite sau așa, nu, dar... Sunt acolo, dar acolo mai avem cioban și mai avem câini care... Câinii care păzesc. Ei, practic, vă alarmează noaptea, în caz că vine ursul, vine lupul. Da, câinii, și dacă n-ai și încă să da câinii, degeaba ieși pe urmă. Da. Nu ieși când se dă câinii, nu faci treabă. Atârni la somn, e belea. Poate să vină să-ți ia oaia. Oaia și pleacă cu iarba, cu iarba. Sau vaca, o omoară. Da, ați avut probleme în ultima vreme sau ați întâmpinat în ultima s-a vreme? S-a întâmpinat și cu vaca, ne-a luat-o ursul, ne-a mursicat-o, dar am scos-o cu câini, cu noi. Ați salvat-o pe da. Am înțeles. Explicați-ne pe scurt așa, cam ce înseamnă o zi din viața dumneavoastră la stână. Practic ce faceți de dimineața de când vă treziți și până seara? Care sunt... Păi, programul de la stână este în felul următor. Se scol la 5, scol ciobanii, bagă oile la ușă, le mulgem, pe urmă facem mâncare.
Și pentru ciobani și pentru dumneavoastră, adică pentru... gătiți la comun. Da, toată familia aici care suntem. Pe urmă, la ora 8, se pornește vitele. Ciobanul merge cu ele, eu rămân și îmi fac brânza acolo la caș, ce program am, ce comanda am. Vă mai ajută cineva la treburile astea, de exemplu la brânză, când faceți brânză? Avem nepoții care mai mă ajută. Unul dintre ei fiind Ionuț, Nică, Ionuț, cum îi spuneți dumneavoastră. Ionuț, fetele... Deci mai... aveți ajutoare, nu sunteți singuri. Dar nu poți care... să faci de unul singur aici, domnule, treaba. Că programul s-a încărcat care trebuie să-l rezolvi. Dacă nu faci treaba cum trebuie la timp, degeaba faci mai târziu. Da, ce n-ai făcut la timp e pierdut. Sigur că da. Și oamenii, ciobanii, cum era? Am înțeles că nu prea se găsesc, nu prea mai sunt, nu prea vor să mai vină la muncă. Lipsă sau... de oameni lipsă. E cea mai mare, domnule, cea mai mare problemă. Și nu mai zici că e și lipsă, dar... se uită la bani mulți, la noi la munte aici nu prea... ai de unde să faci bani așa cum trebuie să-i faci. Nu ca din ce, adică nu îți dă nimeni bani degeaba să... Nu îți dă, sigur că da, că nu are cum să-ți dea, dar e cu greu să face serviciul ăsta. E, la noi, la vite, eu unul am considerat pentru că ai cu ce trăi. Nu ai ce de mânca, foame. Ai ce... n-ai, nu duci lipsă de... Nu-ți lipsește practic nimic, dar ca să ai trebuie să și muncești. Da, bineînțeles. Ei, trebuie să muncești. Dacă te scoli la 5, degeaba te scoli dacă nu faci treaba cum trebuie. Dacă nu faci ce trebuie, exact. Spuneți-mi, vă rog, care sunt sau care este cea mai mare satisfacție sufletească a dumneavoastră de până acum? Ce considerați dumneavoastră că este cel mai satisfăcător lucru pe care l-ați făcut? Ce ați reușit să faceți, de fapt, în viață? Eu, în primul rând, mă simt așa că am fost sănătos și am putut să duc serviciul la bun sfârșit. Amintrea, mai apare necazuri, mai apare probleme, dar cum de cum treci pe ele și ajungi la... Și faptul că aveți cui preda această meserie, de fapt e o afacere pentru dumneavoastră, e o afacere de familie și aveți cui să o predeți. Da, asta, cum v-ați spus la început, că... Asta am pomenit la părinți și asta și copiii mei au practicat tot la fel și acum nepoții o urma. Adică aveți o satisfacție sufletească pentru faptul că cineva vine din urmă și preia ceea ce dumneavoastră, la rândul dumneavoastră, ați preluat de la părinți, de la părinți. Asta pentru dumneavoastră trebuie o împlinire. Cum v-ați adaptat dumneavoastră la schimbările astea de tehnologie? Pe parcursul carierei dumneavoastră, cum era acum 50 de ani sau 60 de ani și cum e acum? Cum să fie, domnule, acum 50 de ani eram mult mai cu forță. Era tânăr. Păi, și găseai oameni să muncească. Acum nu găsești pe unul și vrea și bani mulți și nu găsești, domnule. Nu găsești nici să... zică că te ajută o oră la treabă. Nu-l găsești. Deci, asta practic, e. Nu mai este forță de muncă. Nu mai e forță oameni. De muncă. Forța de muncă e belea. Nu numai la noi, aici, la stână. În toate problemele țării. Și în agricultură, și în construcție, și oriunde te duci. Nu e lipsă de oameni. Spuneți-ne, cum era acum 50 de ani, când erați dumneavoastră copil, să zic, sau 60 de ani? Cum era viața asta de ciobani? Aveam un cetățean care lucra la sonde și găseam oameni în comună, vineam cu el, băgam în mașină, cât încăpea mașină și vineam și coseam toate voile astea pe aici. Era manual, la coasă. Da, era cosite numai manual, nu cu astea, cu cositoare, cu coase. Nu, domnule. Totul se făcea manual. Da. Și munceam oamenii atunci, se găsea, dar nu se mai găsește un loc să te ajute să faci măcar o oră ceva acasă. N-ai cu cine. Și faptul să ajungeți până aici, de exemplu, în munte, că sunt totuși de la Chioșdu
De la Bâsca Chiu sunt 12 km de drum, de venit prin pădure. Cum veneați pe timpurile alea? Cum era? Cu căruța. Cu căruța, cu cai? Da, cu căruța, cu cai. Cu boi? Nu, n-am avut boi noi. Cai am avut și... Pleca, venea soția aici cu căruța, cărcam cu porumb, cu asta cu brânză și se ducea acasă. Prindea ploaia, într-o noapte a rămas pe la Corbu, pe partea acolo, numărită, traversat, se ducă la Sartiua și n-a mai putut cai să iasă într-un noroi acolo. A dormit la o mărâtă de bamă acolo. Deci greutăți au fost, foarte, de mult mai grele față de ce au prins acum. Tinerii din ziua de azi? Tinerii, tu știi ce înseamnă asta, băi, frate. La noi s-a muncit atunci, pe timpul nostru, și noi muncim și acum. La etatea mea, câți mai vezi, mă, da, acum aici unul de 80 de ani. Arată și mie, nu numai aici, în altă parte, la muncă. Și de acolo, la canapea, și tuturează țigara și bere sau ce mai face. Sau mai ales ăia cu ajutorul la social. Și adem într-un milion și... 200 sau 300 cât are acolo ajutorul ăla. Da, aici așa este, aveți dreptate. Da, eu nu pot să stau, frate. Sunt astăzi obosit, sunt poate și răcit, bolnav, dar pe ce reviu trebuie să plec unde-i plecat. Nu pot să stau. Asta așa e... v-ați obișnuit, așa v-ați învățat. Da, asta e felul meu de om. Da, și uite ce îmi spuneți dumneavoastră, acum am văzut și la nepotul dumneavoastră, la Nică, la Ionuț. Da. E aceeași fire, cam seamănă cu dumneavoastră, zic. Păi... O fi ceva și de la noi, că da? Sigur. Dacă e depot, trebuie să fie. Și acum, în zilele noastre, cum vă descurcați cu animalele, în sensul de ajutor? Primiți ajutor din partea cuiva, din partea statului, o subvenție? Domnule, e ceva de la stat, dar nu corespunde cum vine din, sau din alte țări, alte subvenții mai mari. La noi, cam... E greu. A treia parte, cum s-ar zice, ce are alții până alte țări. Noi suntem așa, dar dacă ne-am obișnuit cu ele, suntem mulțumiți și de asta. Deci, practic, trăiți doar din ce produceți din animale. Din miei, din brânză, cu asta supraviețuiți. Cu asta ne putem ține, altmintea nu. Totuși, cât de cât e ceva și subvenția asta, pentru că dacă n-ar fi, nu le putea ține. Și e greu sau e ușor? Cum considerați dumneavoastră? E greu pentru că noi muncim din greu. Asta e. Thank you.
Cum se numește ăsta cu care tai matale mamă? Harc. 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 E prima oară când văd. Da. Aici avem brânză de borduf. Uite. Frigimul maric. Cineva moare de somn. Tata e obosit. Păi suntem noi care suntem tineri, vorba aia. Poți să, adică dacă dau poze sau astea, da. Poți să le bagi? Da. De ce nu-l opriți voi aici să doarme? De ce? Până eu. Când? Dacă ne iei. Nu, testa. Nu, mă, nu să ajung acasă. Mâine m-a sunat Monea, că vine la gunoi cu Ionuț. El are oi de vaci în acasă. Ce ne faceți aici, domnul Bunghez? Ce să facem? Facem un burs de ăsta de la stână. Un burs ciobănesc? Da. Cu brânzică de borduf. Da, cu brânză de borduf. De-aia spune-mi matale o treabă. Că am văzut că aici în zonă vin mulți turiști. La lacul vulturilor, la... Dacă vin la matale la stână, le oferi un burs din ăsta? Poți să le faci? Da. O mâncare tradițională de-a noastră? Referitor la brânză, altceva sau... La brânză, la brânză, că dacă miel. Suntem la stână, un miel. Un miel la ceaun. O pastramă. Un miel la ceaun, dacă vrea. Deci asta se pot face, oricând. Da, mielul la ceaun se poate găsi mai repede. Și brânza de borduf. Da, eu v-am întrebat că acum cine se uită la noi și ne urmărește aici... Își pune întrebarea, dacă mă duc la Bunghez, unde să mănânc, am mâncare? Deci lumea trebuie să știe, să cunoască problema. Ba, dacă a trecut pe la noi, n-a plecat niciunul nemâncat, domnule. Adică a luat o bucată de brânză în gură, a luat ceva, n-a plecat nimeni. N-a trecut pe la mine să nu-i ofer măcar să guste din brânza mea de acolo. Da, păi uite că așa și noi, când ne-am cunoscut la fel. Eu am spus-o deja. Păi da. Ciorbă nu pot să-i ofer pentru că nu am timp să eu fac, dar un bulz îl fac mai repede. O brânzică, un cartof copt în jar? Nu se găsește cartofi aici. Nu? Sau poate omul dacă vrea să plece acasă cu un kil de brânză, 2, 3, 5. Îi dau cât dorește. Cât dorești, atât îi dau.
spune-mi, te rog, când ai început matale ciobănie, să ai animale, să vii aici în munte, cum era, cum aveai stâna, cum erai matale, ce condiții aveai față de acum? Cum să chemăi, domnule? Era stână din 4 panouri, niște scândre una lângă alta, dar acum poți să filmezi pe aici să vezi cum arată. Asta de acum, referitor. N-aveam atunci, pe timpul ăla nu exista baie la cioban la sână. Uite, aici avem baie, avem... toate condițiile pentru cioban, da. Și numai pentru cioban, pentru orice muncitor care muncește, poate să facă baie. Mai transpiră, mai... Deci aveți și apă, să înțeleg, ați tras apă. Avem apă adusă de la un kilometru. Apă direct din munte, captată și... Da. Am văzut că aveți și duș, adică condițiile... Tot ce dorești găsești aici acum. Numai un om puturos nu poate să stea la treaba acum aici. Care nu-i place munca, ce-ar zice, că nu-mi convine să fac aici nu treabă. Da, știi de ce te-am întrebat treaba asta? În ideea în care, nu știu, poate există vreunul care sau vreun grup care vrea să vină să stea la matale și zice vreau să dorm la Bunghez, mănânc la Bunghez, să rămân peste noapte, am unde? Am o cameră acolo pentru oaspeți care vrea să vină, nu-l bag în cojoc cu mine. dăm o farfurie, mă. Deci poate să rămână și peste noapte. Da. Așa în zonă mai sunt locuri din astea de campat, de dormit, să zic. La căbănuță, la tătaia, mă înțeles că mai e ceva. La căsuțe, la camping. Cum a zis? Da, da, da. La căbănuță, la tătaia, la căsuțe. Da. De pastramă. Cine face acum? O pastramă de oaie? Da. De oiță, cum se mănâncă toamnă, la munte. Da. Dar mai trebuie antic. Până curmezi. Până curmezi. Invers. Așa. Așa tot. Și mai de mare. Poate nu. După. Frige. Nu că frige, te pârlești. Ce ați făcut? De un metru? De regulă ce tăiați? Miei, berbeci? Da, oi. Și oaie? Da, și oaie. Acum până să mărești. De oiță de asta care nu prea avea dinți. Oiță bătrână. Reforme. Bune, de fapt. Gata, nu mai pui că să n-am unde să... Nea Bunghezule, spune-mi, te rog, ce poți să le transmiți tinerilor din ziua de astăzi, după experiența matale de viață pe care o ai? Să se apropie de muncă și să nu se mai dea înapoi că muncește, că dacă vine la stână, are ce mânca în tot timpul. Nu șade pe șanț să bea o cafea sau nu știu ce. Să vie la muncă, frate, că găsește aici brânză, lapte, ce vrea să mănânci. Numai să fie vreme să muncească. Dacă nu, o să rămână istorie ce facem noi acum. Da, pe asta am vrut să vă întreb, da, zic, cum vedeți dumneavoastră viitorul ciobăniei? Aici, în zonă, în România, în general. Cum se prezintă? Cum se prezinte? E spre scurgere. După etapa noastră, care mai suntem, mai ținem acum, așa zic, e ceva, dar după noi, dacă nu practică, se duce. Se pierde. Se duce și mănâncă de la Lidl, se face cât 200 de chile pe 2 luni.
dar eu furculit. Povestiți-ne un pic așa din experiența pe care ați avut-o până acum cu animalele. Cu sălbăticiunile. Cu sălbăticiunile, dacă tot venise vorba de... Am avut foarte multe obstacole, domnule, da. Cum necum, am și tot eu biruitor. Ați trecut peste. Am trecut peste și l-am reușit. Nu m-a tăvălit el pe mine, l-am tăvălit eu pe el. Cu câinii, cu ce, cu nece, l-am mișcat. Uite, aveam aici în spatele stânii o polată, cum să spune la noi. Aveam porci acolo. Și m-am pomenit noaptea din somn că guitea porci acolo. Când soția zice, ce e acolo, măi, în el? Ce să fie? Urs! Am luat la terna și m-am dus acolo. Când mă duc acolo, ușa închisă. Mă uitam așa, zic, pe unde a intrat, domnule, aici? Pe unde a intrat, dacă e ușa închisă? Când am deschis ușa, a trecut pe lângă mine. Eu doar cu laterna, mâine am pus laterna în ochi, așa. A închis ochii, n-a vrut să mă vadă. A fost rușinos într-un fel. N-a vrut să dea ochii cu matale, da. Cum s-ar zice, da. Și când a ieșit la 2 metri din... de acolo, din polata aia, cum îi spunem noi, când am strigat la câini și a venit câinii, s-a ridicat în două picioare și s-a dus aproape 100 de metri, numai în două picioare o răcăind, ca să nu puie câinii cu rapă. Să nu-l capseze, să nu-l ia. A făcut răvaje mare, era un nenorocit de urs rău de porci. Rău. A făcut, pe unde a trecut, n-a iertat. Dar aceea s-a potrivit că a intrat în panică că s-a închis ușa. Și n-a avut timp să zică că fige gura să plece, decât a mursicat unul și s-a văzut de treabă când a văzut că nu mai are pe unde să iasă. A plecat, cum de cum a plecat liniștit. S-a auzat un vecin aceea peste grilă, luase de la mine vreo 2 purcei de 6 săptămâni, când ăla l-avea într-o cuvă de aia care făcea cărbuni, purceii. A închis gura el și până în gâr la coale lângă ei, ea l-a înghițit, a pierdut. Vine băiatul ăla dimineața, zice, băi, neanele mi-a luat un purcel de la Brezit. Ce să fac, mă, la mine a intrat azi noapte, dar cum necum l-am mișcat, n-am mai stat acoale lângă noi. Cu câine, cu una, cu alta, a plecat bol. Bă, de aici. Deci asta a fost una dintre experiențele memorabile. Da. Dar așa ați avut mai multe, bănuiesc, adică am avut, sunt sigur. Dă-mă farfurie să luăm carne. Am avut mai multe, dar totuși a fost mai în aer liber, mai altfel. Adică n-a intrat peste n-a intrat ca atunci dumneavoastră în casă. Da, da. Să... atunci a intrat beleau acolo peste animale. Și prin păduri, prin pe unde umblați dumneavoastră cu prin ele? Prin păduri am văzut azi multe, dar s-a zis, n-a fost ca aia care a fost aici cu porci. A fost ațintit, închis și făcea revaje. Lupii aici în zonă sunt? Aveți lupi? V-au deranjat sau? Lupul fuge, da, mai lua cât o oaie câteodată, dar lupul fuge, dar ăsta ursache nu prea, dacă nu te simte de om, se repete și la tine. Și dacă n-ai câini, dacă ai câini, faci ce faci, dacă n-ai câini... Să ai câini buni. E belea. Câți câini aveți aici toți? Cât sunt? Vreo 12. Înainte, când eram eu mai mic și avea stână și părinții, aveau 2 câini, maxim 3, domnule, la voi. Acum e belea și cu câinii, că e o grămadă. S-au mulțit și ursi și lupii, s-au probabil. S-au mulțit și ursi, s-au mulțit și câini. Și câini. Da. 12 câini la o stână e de... Dar fără ei nu se poate aici. N-ai cum. N-ai. Ei sunt ajutorul de nădejde, practic.
Da, sigur. Și dacă n-ai și când s-a dat câinile, să știi că degeaba ești pe urmă. Da? Aici e cu totul să fii mai activ, mai atent. Tot timpul trebuie să fii ca pompierul. Da. În gardă. Sunat, trebuie să pleci. Pe cât e de frumoasă viața asta la stână, pe atât este și de, de e, grea. E, domnule, e oriunde să știți că e în grădel de astea, nu numai la stână, e oriunde se întâmplă necazuri, se întâmplă... Se întâmplă și la noi, am mai omorât, chiar la noi în comună a omorât ursul pe băiat la un cetățean. De mult s-a întâmplat sau? Da, e pe timpul CAP-ului. A fost pe timpul CAP-ului a fost. Așa e, la ce să faci, da. Tot tragi nădejde că mai pui bază pe câini, că se bagă, dacă nu ai câini să-l ciupească, nu poți să faci treaba. Ce lasă să-mi câine dumneavoastră? Că am văzut că aveți unii mari, sunt... Din ăștia pârli negri, așa, corbi, cum se spune. Ciobănești românești. Da, da, da. O poezie care, în care bunica m-a învățat și a ținut și ține la noi atât de mult ca să ne facă ziua sau timpul petrecut aici, să nu ducem lipsă de părinți sau chiar dacă erau părinții la muncă, chiar, adică în alte activități, să ne sustragă atenția prin a ne compune o poezie și asta face ca să te simți încurajat și să iubești ceea ce faci în ziua de astăzi. Spune așa: eu sunt fiu de ciobănaș, merg cu turma pe imaș, m-așezai la umbră deasă, lasă oile să pască pe o pajiște frumoasă. În răsare soarele îmi adă mioarele și mi le adă cu mult dor că eu sunt al lor păstor. Covărâi din deal în vale, pe sub brazi cu cărare și aud câinii lătrând și mioarele zbierând, atunci fug în graba mare la panta din izboare, să nu las mioarele să le atace fiarele. Midrot podru socolesc și din caval să le doinesc. Și fiecare are poezia lui. Adică... Da, le făcuse și la fete după ce a făcut unchiul Valei, adică unchiul, fratele tata, a făcut acolo în zăpodi. Zăpodi zis, peste cum se vede, acolo zice în zăpodi. Și a făcut stâna și le-a făcut și lor. Tot așa, fain, adică a stat și le-a gândit. Gândită de ea. Da, și de și făcute și... Dar astea, cum să zic, astea e compuse de mult. Da, ele și le mai știu? Nu știu, să întreb. Dar adică dacă le ține minte, dacă nu... Le-are și... Cred că le și ține minte. Nu știu astea mai astea, dar... Ne-au făcut așa la fiecare, nu știu cum mai țin surorile minte sau astea. Eu ce am ținut pe a mea, adică pe a mea. Am încercat și pe ale lor să le învăț, dar... Deci n-am putut să le țiu minte, adică și asta de multe ori uitam. Și acum eram așa și eu meditam și mă zic să nu mă încurc, să nu zic să alegi eu pe ei. Deci mi-a plăcut și de multe ori când mi-au cam minte așa, nu mai zic și îmi place, adică e ceva care te face să-ți auci aminte de viață, să, adică te aduci, te apropii. Da. Să-ți auci aminte când te-au învățat bunicii ceva, adică asta e greu de uitat. Da, e greu. Exact. Și asta rămâne de atâția ani, adică am învățat-o și cu greu, nu prea învățam eu așa, nu prea am minte așa să ți-o minte lucrurile astea, dar uite, învățându-le și iubind lucrul ăsta,
sunt cândățișii acolo, de ce din sat? Da, da, de noi lăsați cu urmă și să țineți cont de cai și măgari. Hai până la culiu ăia cu alea, bă, le băgăm pe alitale și pe alea zilea cu mâna. Da, da. E un nivel. Adică n-are semnal. Vecina!
aduce una acum. Uf, băia. Da, va vedea de palul Cristi, uite. Palul Cristi, palul de agică și apoi palul Cristi. Vreau să-l ajung, băi, Nichie, mă. Ajunge pe Nichie, mă, că nu poate pământul. Și pe unde le duci? Pe colnic.
A, să ducem pe Stachiul. Dacă vin la voi, vin la voi azi. Nu dăm noroc. Da. Sănătate!